Stimați consilieri, nu mă va aduce la cunoștință că se finisează proiectul comun care a fost cu Primăria Crivuleni și la inițiativa Primăriei Crivuleni împreună cu societatea civilă și întreprinderea municipală comun servicii. Proiectul se numea Parteneriat pentru mediul curat și în cadrul acestui proiect noi am pilotat un model de colectare selectivă a deșeurilor. Scopul acestui proiect era, în primul rând, să micșorăm numărul deșeurilor care se duce la hartă și mai ales deșeurile toxice, cum este plasticul, sticla, care de fapt contribuie la ceea că caruncă la vară și vara și chiar ați văzut și toamna ardea din cauza că s-a adunat plasticul. Știți că plasticul nu se descompune, nu se descompune până la 500 și 1000 de ani. Și de ce noi am prezentat la materialul nostru, aveți un tabel în care este foarte clar descris ce surse financiare, de la care donatori au parvenit la acest proiect și care a fost contribuția primăriei, care a fost contribuția a organizației Primăriei Copilul Protecție și Sprijin. Și vreau să vă spun că în cadrul acestui proiect noi am pilotat modelul împreună cu agentul economic care este aici prezent, Eugen Putucea. Și datorită faptului că acest agent economic a conlucrat împreună cu noi și cu primăria și cu comun servicii, noi am reușit să, de fapt, să nu ducem la haruncă 30 de toane de plastic. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă asta. Asta 60 de rute care nu le-au făcut comun servicii în plute cu conlucrări a tractorașului. Asta înseamnă că dumneavoastră ați răsuflat aer mai curat în timpul verii și acum. Și asta înseamnă că, de fapt, noi n-am băgat în pământ ceea ce nu se descompune 1000 de ani. Dar s-a dus la punctul de sortare, la domnul Eugen Buducea, și el mi-a ajutat ca modelul acesta să fie cu succes. La noi au venit în organizație deja din 3 localități. Sunt solicitări ca noi să pilotăm și la ei acest model și să încercăm împreună cu ei să scriem proiectele 3 primării care solicită așa model pentru ca să micșorăm deșeurile care se duc la gunoiștile neautorizate. Încă un moment la care vreau să atrag atenția. Foarte important ca dumneavoastră să vă gândiți, să luați decizia. Și decizia trebuie să fie luată pe parcurs tot așa ca și comun servicii nu așteaptă. Știți că deșeurile se adună rapid. În fiecare 2 săptămâni, domnul Eugen Butuce, am în vedere transportul lui, se iau aceste deșeuri selectate, cartonul, sticla și plasticul. Toți ați observat că prin Crivuleni stau 3 containere de diferite culori la care se aruncă deșeurile selectate. Este important ca modelul mai departe să lucreze cu succes. Acest model este, serviciul este de fapt realizat de 2 tineri cu dizabilități care monitorizează toate platformele, care ajută în fiecare 2 săptămâni la încărcat deșeurilor în automobil și ducerea la sortare. Acești tineri pliază cartonul și urmăresc ca oamenii care aruncă deșeurile să le arunce corect. Și este important ca ei, acești tineri să fie păstrați lor locurile de muncă. În tabel dumneavoastră foarte bine vedeți. Din partea ei au fost plătiți o perioadă din partea, un an și jumătate, din partea grantului, din partea organizației SOIR, și o perioadă a fost plătiți din comun servicii. Cifrele la comun servicii eu am luat aproximativ. Așa, da. Clar. Da. Plusa este, da, mai mare, dar nu importă, nu are nicio importanță. Eu adică o să mai spun, nu. Da. Și în afară de aceasta, toată suma totală care s-a cheltuit pentru pilotarea acestui model e 615.827 de lei. Asta deci, aproape jumătate de milion, în timp de un an jumătate, ca să înțelegeți.
Și este foarte important ca modelul să, prelung, să fie prelungit, altfel noi să ne îmnicăm în deșeurile. În care e două primării mai spus? Încă două, care? Nu, Круглик și Бошкана și Хартов și Марис. Sunt solicitări. Ei de gemă sunt... Ei vor să, să prieie acest model și să scrie proiectul. Dar ce la Ришкин l-ați conlucrat? Conlucrăm pe Ecovizie. Eu am făcut instruire, dacă ați observat, este cifra de activități de informare a populației, 78.000. Deci, cu ajutorul Ecovizio, organizației din Rișcova, ecologice, noi am făcut instruire și cu ajutorul voluntarilor de la Centrul Unit, care au repartizat toate aceste materiale care dumneavoastră le aveți la mână. Le-au repartizat prin Orășel și la Ocrincea și Sulânceni. Și datorită faptului acesta, noi avem că majoritatea, sunt unii care nu respectă colectarea selectivă a deșeurilor și este foarte mult de lucrat încă cu agenții economici, dar în majoritatea cazurilor locuitorii da, respectă. Acest, fiindcă lumea înțelege că a ajuns deșeurile neîneacă. Și dacă noi n-am să facem lucrul acesta, sănătatea noastră depinde. Dar în viitor să mai privești să mai înseamnă un șoc de instalat în perioadă de stăționă? Aveți în vedere adăugător? Da, dacă este strada Alexandru cel Bun, asta e instalat unde, când vii la policlinică, asta e pe imenie. Nu, Alexandru cel Bun așa. Și dacă când e timpul de sezon, de el sunt maxim două zile și el când am șat alătră. Eu aș vrea că poate la adăugător să fie. Să fie adăugat pe strada Miciurină. Acolo, noi avem de trei condamnere care pot fi puse pentru plastic. Și poate mai multe stadion, poate acolo când e, ca sunt sărbători, oameni au... Evenimente mari. Da, dar... Am de în viitor, nu azi, mâine, în viitor, dacă se privește. Încă trei containere sunt și solicitările dumneavoastră, noi să discutăm pe urmă comun, împreună cu primărie, unde putem să instalăm, ca să fie mai rațional. Fiindcă tinerii aceștia care monitorizează aceste platforme, ei balansează plasticul. Dacă, de exemplu, dacă într-un se umple mai repede containerul, ei le duc acolo unde este foarte puțin. Da, ați observat lucrul acesta. Dacă este umple aceste două containere pe Alexandru cel Bun, imediat cu oameni le dau la gunoi, le dau. Nu le duc în containere. Dar să-mi voi să mai spun și eu, Eugen Butucea, salut pe grup suntem. Eu cred că știu foarte bine, eu așa consider, știu foarte bine ce înseamnă deșeuri, salubrizare și chiar și gunoi ce înseamnă. Eu vă rog să vă uitați puțin așa o notă informativă, despre întreprinderea mea. Eu cunosc situația și la Hâncești, și la Rîșcova, cum a spus domnul, și la Cantemir. Eu procur deșeuri din toată țara, deșeuri sortate, selectiv. Ca să înțelegeți și mă ocupă, întreprinderea și se ocupă. Colectarea și sortarea deșeuri menajere, de construcții și servicii de salubrizare. Ce este de desăpezire, măturatul străzilor, tot ce ține de salubrizare. Întreprinderea se află la Columbieni, Pașcani, comuna Pașcani. Avem contracte, cum am spus, și cu Orhei, și cu Basarabeasca, și cu Cantemirul. Astăzi mașina mea a fost la Hâncești și a procurat deșeuri PET. Deșeurile PET eu le procur din țară cu transportul meu la prețul de 2 lei pe kilogram. Cu nașul mate în urmă am venit personal, domnul Ghenadi. I-am explicat cam ce doresc eu să propun și dumneavoastră m-a informat că este un așa un program, este un ONG care se implică. Și așa am ajuns eu să lucrăm cu un ONG care este din Creuleni. Să vă spun, pe contract eu procur de la Creuleni 1,50 kg de deșeuri. Dar ce înseamnă 1,50 kg? Camionul meu, gunoiera, vine în Creuleni și merge din punct în punct, din platformă în platformă și colectează deșeuri. Eu așa le procur cu 1,50 kg. Din punct de vedere economic, pentru mine personal nu este rentabil. Eu am stat acum un an jumate, fiindcă să implementăm proiectul. Astăzi, la 1 ianuarie, proiectul ăsta deja, ONG-ul, deja nu mai are dreptul să-l gestioneze. Am avut vreo 3 discuții cu domnul primar, discuții productive, vedem ce o să fie pe viitor. Eu personal văd lucruri puțin altfel. De exemplu, trebuie municipal, trebuie puțin să lucreze, să dea din... trebuie implementat mult mai mult decât ceea ce a fost până acum. Ideea mea este că
Eu sunt gata să colaborez și cu primărie, și cu întreprinderea municipală. Întreprinderea are două camioane de gunoi, de deșeuri, vorbesc, doar am două camioane, mai mare și mai mică. Tot depinde de consilier. Eu am insistat să vin în fața dumneavoastră ca să mă cunoașteți. Că eu vin la domnul primar, vin la domnul director, interimar, dar consilierii văd că sunt platforme, dar nu știu cum, cine îmi gestionează până la urmă. Eu procur deșeuri, în Tomiroan se află foarte multe deșeuri care nu sunt reciclabile. Eu le schimb locuri, din Creulei la Porumbeni, din Porumbeni la groapa autorizată. Și eu plătesc bani pentru asta. Dacă dumneavoastră, consilieri locali, sunteți dispuși de a colabora, eu sunt deschis. Eugen, la cunoștință de cauză, să înțeleg. Dumneata, în afară de, să zicem, plastic, sticlă, hârtie, ești de acord de a transporta... Și deșeuri menajere, da. Ca să cunoască consilieri, adică eu de asta mă întrebare. La noi a fost discursul ăsta foarte mult timp în urmă, când eram în stadii de, era de începere la proiectul, da? Adică, să înțeleg, dumneata ne propui nou, ca, adică, anume cu ridicarea unui menager de la platformă. De la platformă. Da. Eu am mai multe viziuni, cum ar fi corect să fie într-o localitate, nu vorbesc direct de Creulei, dar eu am viziuni clare cum să fie într-o localitate gestionat corect deșeurile. Deja 2 ani la rând suntem invitați, eu personal, și acum în octombrie, al doilea an consecutiv, am fost invitat la expoziții din Italia cu deșeurile, conlucrez cu mai multe întreprinderi specializate din Europa. Viziuni, workshop-uri și tot așa mai departe, și ești ținut. Dacă primăria și domnul primar și consilier sunteți dispuși, cu ajutorul vostru, cu ajutorul directorului interimar, poate de făcut lucruri bune, chiar și în Creuleni. Eu vreau să spun, din punctul meu de vedere, vă rog frumos să nu vă spărați pe mine, dar situația în Creuleni, eu cred că este cea mai rea din țară. Eu și în Rășcani am fost, și la Rezina am fost, eu discut cu primari din țară. Și cu întreprinderea municipală. Eu știu ce înseamnă întreprinderea municipală. Cîncești, domnul primar spune că la Cîncești s-au alocat 500 de mii bugetul pentru... La Cîncești, eu vă explic, la Cîncești are grederi, are turn, are două mașini mătura străzile, au 3 camioane conectați cu deșeuri. 500 de mii e perfect, că au toată tehnica. Asta e perfect să fie 500 de mii bugetul pentru salubrizare pentru un an de zile. Eu cred că e perfect. Pentru Creuleni trebuie puțin și consilierii da, să apuci de lucru. Trebuie procurat unele momente, sunt unele utilaje, trebuie procurat. Eu vă rog, asta a fost o notă informativă, o prezentare, dumneavoastră deja analizați, vedeți, cum puteți. Adică dacă mi-ai permis o întrebare, aici văd în raportul dumneavoastră, adică din privința la rugămintea de a transmite la întreprinderea municipală, adică da, la balanță, practic, și așa și așa el se transmit, dar eu aș propune că la momentul de față, e păstrat modalitatea așa cum a fost, cu perioada oarecare, și cu argumente, după timp să nu se primească creanța asta între întreprinderea nu are posibilitatea de a se ocupa și păcat de lucru care a fost făcut până acum. Adică ceea ce s-a achitat acei doi băieți, credeți-mă că eu am mai stat și m-am mai gândit și chiar n-am știut că o să veniți dumneavoastră astăzi, eu vroiam să vin cu propunerea, că adică alea două persoane cu dezabilități, care noi am achitat practic și în anul trecut și în anul ăsta, dintre ele 3 lei care se acumulează la salubrizare, ca să meargă, eu îi văd, m-am întâlnit cu Macar, iară de o oră, văzut, acum nu știu cum ați convenit, cum s-a achită băieții, dar aș conveni ca să meargă achitarea lor mai departe, timp de iară, poate, așa cum este, 3 ore, urmă, gen, iară, primară, primăvariață, 6 ore. Eu, adică, către dumneavoastră, cred că dacă sunteți director interimar, adică v-aș propune că, adică, cu doamnele să faceți, nu, să-i contractați din nou pe ele două persoane. Doamne, o să rămânească foarte bine și explicit situația asta. Dar de ce e posibil? Posibil de ce? Nu, situația asta dumneavoastră. Nu, asta o spui... Și salarizarea, dar este competența dumneavoastră. Este contract? Noi prea pământ contractul. Finalizează contractul, să-i viață, să-i încheiezi. Dacă interimatul meu nu privi de încheierea contractului,
Asta îți place. Interimat nu privind desfacerea, dar încheierea îți place. Ce curățenie trebuie. Părângirea. Stimați consilieri, și eu ca să închei timpul care a fost oferit pentru a discuta această întrebare, Victoria Sete, director executiv, Asociația Femeie și Copil, Protecție și Sprijin. Ce scuze sau să facem? Deci vreau să vă, ca și o informare, probabil dumneavoastră știți, că organizația noastră, misiunea, este pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Proiectul respectiv a fost o provocare din mai multe motive. În primul rând că este un domeniu ce ține de mediu, în care noi toți suntem convici ca și multe alte organizații. Și în al doilea rând, pentru că primul proiect din 2000 de când e activitate, de când mai lucrează organizația, a fost implementat absolut voluntar. Deci ca să înțelegeți, salariile, tot ce țin costuri administrative a fost din cont organizației, tot ce am avut a fost asigurat gratuit. Deci, dar faptul de ce ne-am decis, în primul rând a fost, cum a spus colega, solicitarea din partea primăriei și în al doilea rând, deci avem competență și ne doare. Noi am vrut cumva să contribuim la protejarea mediului, la îmbunătățirea lui, dar prin altă ușă intrând, prin faptul arătând că și persoanele cu dizabilități, ei au careva competențe, ei pot fi valoroși pentru comunitate. În loc să stea acasă și să consume prestațiile sociale, mai bine să le oferim ce... Să le oferim oportunități ca ei să se manifeste, pentru că din 2 ani de când noi lucrăm cu ei, vă spuneți că la nivel de dezvoltare personală foarte mari realizări sunt. Venitul lor financiar a crescut, familia un pic îi vede cu alți ochi, ei pot ia decizii, dar pentru noi ca cetățeni, care e importantă? Noi să avem oameni în comunitate care fie solidari, să poată mobiliza, să nu stai acasă, aștept să paraziteze. Deci e asta. Deci, nu, și ca orice proiect, pentru că noi din 20 de ani, peste 40 de milioane de lei am atras prin mai mult de 60 de proiecte în toată țara. Deci noi suntem în continuare deschiși să colaborăm pe acest segment. Deși el nu este al nostru, spunem, după cum spuneam, propriu, nu la propriu. Dar probabil prioritatea sau accentul pe care îl pun finanțatorii și la care noi este obiectul discuției noastre, deci proiectele vin și investițiile în comunitate numai în cazul în care autoritățile asigură reabilitatea lor. Că altfel, deci proiectul este implementat pe perioadă scurtă ca să soluționeze ceva, ca să piloteze. Deci acum rămâne la voința și la discreția autorităților publice locale să-l preia sau nu. Dar după efortul major care a fost făcut în informarea comunității, pentru că noi ne așteptam la foarte... efecte adverse, că oamenii nu o să înțeleagă, că o să arunce alături. Dar marea noastră mirare a fost că din primele luni ne-am văzut că oamenii sunt deschiși și spuneau într-adevăr, zic, și la noi a să fie ca în Europa, pentru că noi toți mergem în Europa și nu ne place acolo, de ce să nu facem și noi în Creuleni? Nu o să fie unul dintre cele mai salubre și mai curate localități. Și la final, nu știu dacă mai fi întrebări, din partea asociației, societății civile, noi totuși venim cu... urări de bine și cu mesaje felicitare pentru ca să sfârșim anul acesta cu bine și pentru anul viitor tot ce ne-am propus fie peste nivelul așteptărilor, să avem decizii echilibrate, să avem oameni care se doresc să mobilizeze, să avem proiecte inspirate și de ce nu inovative. Deci toate factorii sunt, depinde de fiecare din noi dacă vom avea aceste lucruri sau nu. Acum la noi la modă se spune Fericiun Crăciun. Noi vă dorim Crăciun. Vă scuzați. Nu suportă rețetele. Este așa un cerișel. Făcute de persoane. Eu făcut de persoane. Vitine din șeie, din stofă, care reciclăm. Sunt cu stofa asta nu pot aruncată, dar gândiți așa creativ. Sperăm că șericelul acesta se ducă mult să mânt, să grâu, să-i trag totul.